Doamne ajută, Nicule. Doamne ajută. A? Concediu ideal. Ce trebuie mai mult, mă? Zi serios. Bă, berea rece, tot ce trebuie. După un an de muncă, crezi că eu mai am chef să mă duc cu avionul, exact, să ajung undeva pe malul unei bălți, să mă prăjesc la soare? Să stai și cu zilele până aeroport, mă dau încolo de treabă. Fii atent ce mi-au zis Sebi, eu și pe Sebi. De la asigurări? Exact, de la asigurări, mă. Zice, eu deja am făcut două concedii de vară. Are bani. Cum Dumnezeu, zic, mă, zice, primul l-am făcut în aeroport, printre bagaje, la coadă la toaletă, mă. Numai Sebi făcea din astea, doamne. Și cu nebunia asta, mă, știi, stai în aeroport, de tătă, nebunia asta, să ajungi acolo și când ajungi, bă, cazarea nu-i bună. Nu-i viu bun la cameră. Da. Că pietrile nu sunt așa de fine. Că n-avem chiștoace ca la noi. Extraordinar. Că nu-s bun fotograf să-și pună pe Instagram. Da, încă am ales fotograf. Era în ofertă, da, și altceva, da, e la, da, fața, da, locului. Crece liniște, ieftin, bă, ieftin. Apropo, pe Mamaia, pe litoralul de la Mamaia, aici, la noi în țară, știi cât costă un șezlong să ți-l pui pe plajă? 100 de lei. 90 de lei. Da. Și știi cât costă la Leroy Merlin? Cât? 60. Doamne ajută! Doamne ajută! Eu... Ceau, Cristina, sănătate! Te așteptăm aici. Mergi la salon? Păi noi ne bronzăm aici, la terase, toată vara. Când ai tu chef, vii și te așteptăm. Bă, și când am chef de apă? Dar n-ai chef de apă, că avem bere, da, destul, da. Tu mai cer una. Bă, și cum mergi ăsta la munte, mă? Deci la munte... Problemă. La munte, risc mare, știi? Da, mă. Risc mare să calci vipera pe codă și să te muște. E, dacă o calci pe codă și acasă te mușcă. Da, mă, da, ca să ai antidotul. Da, o trimis la shopping. Cam așa ceva. Bă, și cu... La mare, acum ai văzut cu rechinii ăștia, mâncă oameni, măi. Periculos, mă. Băi, dacă mergi cu socra... Am înțeles că rechinii e alti. Nu mă duc să zic. Bă, ce-i cu gălăgia asta aici, că de lângă cuptor v-am auzit. Ia ce? Ziceți, când speri astăzi clienții, rapid, cash sau card, cu ce plătiți? De data asta e pe mine. Fii atent. 200 de lei. Înseamnă că pe luna trecută suntem pe zero. Pe luna trecută. Ok. Da. Berile astea le treci pe luna care urmează. Bine. Du-mă pagubă, m-am cu voi. Fa. Ok, spăia bun. Concediu ideal, nu?